Acum ne aflăm în perioada 2004-2005. Porsche are o sumă mare de bani gata pregătită, aproximativ 6 miliarde de dolari, și au un plan pentru a prelua Volkswagen-ul. Volkswagen, la rândul său, nu atrage atenția la starea lor financiară și dispoziție pieței de capital. Porsche, în următorii 3 ani, au stabilit o schemă simplă, dar genială. Cu toții știm că marile companii au acțiuni. Practic, aceasta reprezintă o bucată de hârtie care vă oferă drept de deținere a unei părți din compania listată. Deci dacă o companie a lansat 100 de acțiuni și dumneavoastră dețineți una din ele, atunci dețineți 1% din companie. Și în funcție de tipul acțiunilor, puteți obține o parte din venitul companiei ca plăți de dividende. Sau puteți fi doar acționar, iar costul acțiunilor dumneavoastră vă crește pe măsură ce compania crește. Acum, atenție la un lucru pe care puțin îl cunosc. Bursa, prețul acțiunilor, este doar partea a doua. Prima parte este mai interesantă. Compania eliberează o anumită cantitate de obligațiuni, le vinde acționarilor săi primari, de obicei într-un cerc restrâns, și după aia începe vânzarea acestora și circulația din mână în mână. Cuvântul IPO, care astăzi este la modă, este oferta publică inițială de acțiuni a unei companii. Toate celelalte operațiuni, oamenii doar vând din mână în mână hârtii. De regulă, prin oferta inițială la IPO, compania se gândește la o valoare a acțiunilor pe cont propriu, pe care vrea să o câștige din lansare. Și toți cei care sunt de acord cu acest preț, sau care vor numai decât să cumpere, își cumpără aceste acțiuni. Mai departe, prețul acțiunii pe bursă nu depinde doar de raportul financiar, dar și de încrederea oamenilor dintr-o anumită companie. Tocmai de aceea, unele companii pot fi supraapreciate, iar altele subevaluate. Oamenii le revând pe bursă între ei și în funcție de cât de mult cred oamenii în această companie, cât de mult au încredere în viitorul acesteia, cu atât mai mult sunt pregătiți să plătească pentru acțiunile sale. De aceea, prețul acțiunilor Tesla costă acum o căruță de bani. Tesla, conform tuturor rapoartelor, nu ar trebui să coste nici pe aproape cât costă acum. Dar oamenii cred că are un viitor și sunt gata să cumpere acțiuni unul de la altul și cu câte 500 sau 800 de dolari bucata. Mă rog, de când s-a făcut split-ul, nu mai este atât. Dar este când erau și peste 1000 de dolari. Tocmai de aceea, unele știri pompoase s-ar putea duce la scăderea valorii acțiunilor. De exemplu, Elon Musk a fumat un joint la podcastul lui Joe Rogan și toată lumea spunea: o, Doamne, ești un narcoman, cum va putea conduce o companie prognozabil? Ce se va întâmpla cu ea în general? În aceeași zi, prețul acțiunilor a scăzut, iar prețul scade deoarece lumea începe să vândă în grabă acțiunile. Din cauza nepotrivirii ofertei mari în raport cu cererea, valoarea scade. Asta se întâmplă deoarece în piața bursieră nu există niciun reglementator care putea să fixeze un preț. Prețul este reglementat de piață. Și de ce vă spun acum acest lucru? Porsche trebuie să acționeze foarte atent. Dacă cineva ar fi aflat planurile reale pe care le avea Porsche și le-ar fi făcut publice, cine știe care ar putut fi reacția pieței? Cine știe cum s-ar fi putut schimba valoarea acțiunilor? Cine știe ce ar fi făcut concurenții și mai departe? Din cauza aceasta, a trebuit să păstreze totul în secret. Nu au început să cumpere acțiuni pe toți banii liberi pe care aveau, ci o făceau treptat. Primul anunț la Porsche, cum că se cumpără acțiuni Volkswagen, a fost pe 25 septembrie 2005. Când Porsche a anunțat că au cumpărat 20% din acțiuni Volkswagen, cu 4,2 miliarde de dolari. Și toată lumea cu ochii mari se întrebau ce se întâmplă. În acel moment, compania a anunțat că, citez: investiția noastră reprezintă un răspuns strategic la riscul actual. Dorim în acest fel să asigurăm independența grupului Volkswagen. Și toată lumea era la modul: despre ce independență vorbiți? Ați cumpărat o cincime din companie. Dar în limba română, asta se traduce în felul următor. Există o lege specială pentru Volkswagen, LOW,
care spune că toate persoanele fizice sau juridice care dețin mai mult de 20% din acțiunile Volkswagen au drept de veto asupra tuturor deciziilor luate și, desigur, au loc în Consiliu. Deci dacă ai 20% și o acțiune la Volkswagen, atunci, fără acordul tău, nu se poate lua nicio decizie serioasă despre companie. Și asta este lege aparte în Germania scrisă, doar pentru Volkswagen. Așadar, după ce a cumpărat 20% din acțiuni, Porsche a prevenit complet cazurile în care cineva ar veni și ar putea să-i încurce la producție de Cayenne. Și anume, asta au avut în vedere șefii Porsche când au anunțat oficial despre cumpărarea acțiunilor. Dar toată comunitatea financiară a privit această poveste cu mare suspiciune, pentru că nimeni nu-și dădea seama ce se întâmplă. De ce ar cumpăra Porsche, o bucată dintr-o companie imensă și ineficientă? Era ceva neregulă. Iar explicația despre garanția independenței Volkswagen nu a fost convingătoare pentru oamenii deștepți. Nimeni nu putea face nimic în privința asta. Toată lumea doar urmărea ce se întâmplă. Până în august 2006, când Porsche își mărește cota cu încă 5%, până la 25%, au început să facă presiuni asupra guvernului german pentru anularea legii Volkswagen Law. O mișcare ciudată la prima privire, pentru că, după cum am văzut mai devreme, această lege garanta siguranța producției Porsche. Dar aici apare încă o variabilă. În acel moment, exista deja UE, iar zona europeană nu era doar despre moneda comună, ci și legi comune. Iar legea Volkswagen Law contrazicea una dintre legile UE despre circulația liberă a capitalului, care spunea că drept de veto este acordat acționarilor cu pachet de 25% și mai mult, dar pentru Volkswagen era făcută o lege specială care garanta aceleași drepturi cu doar 20%. Și întrebare, de unde așa privilegii pentru o fabrică auto? Aici apare încă un jucător, Saxonia Inferioară, care deține 20,1% din acțiune Volkswagen. Saxonia Inferioară este a doua cea mai mare regiune din Germania, mai mare este doar Bavaria. Inițial, Volkswagen aparținea în întregime Saxoniei Inferioare, dar cu timpul, frumos și ușor, își rupeau câte o bucățică din ea băncile, investitorii privați care cumpărau acțiuni, iar Saxonia Inferioară a păstrat pentru sine un pachet minim de acțiuni esențial pentru a-și apăra interesele. Pentru ca fabrica să nu fie mutată nicăieri, pentru ca locurile de muncă să fie asigurate și să plătească impozit de la timp, și în special pentru ca nimeni și niciodată să nu poată prelua conducerea Volkswagen de la Saxonia Inferioară, a fost luată o lege specială până când s-a format UE. Iar acea bucată de pământ a fost principalul obstacol în fața lui Porsche pentru a prelua controlul pe deplin asupra Volkswagen. De aceea Porsche a mărit partea până la 25% și făceau presiune cu toate metodele posibile asupra guvernului german ca să anuleze legea Volkswagen Law, care contrazice legea UE, pentru a scoate din joc Saxonia Inferioară. Moment în care, la toate evenimentele publice, Porsche nega cum că ar încerca să preia controlul asupra Volkswagen. De aceea nu ar trebui să ascultați niciodată oficialii, în special oficialii de rang înalt. Tot ce trebuie să faceți este să urmăriți acțiunile acestora. Și acțiunile au fost aceleași. Porsche continua să cumpere acțiuni Volkswagen. Până noiembrie 2006, Porsche deținea deja 29,9% din acțiunile companiei, iar la începutul anului 2007 deja aveau 31%. Acum, încă o regulă a pieței financiare. Dacă apare un jucător mare cu mulți bani sau un grup de jucători cu mulți bani și încep să cumpere acțiuni ale unei companii, atunci ce se întâmplă cu prețul acesteia? Dacă cererea pe acțiuni crește, atunci prețul tot va crește. Până în momentul în care Porsche avea 30% din acțiunea Volkswagen, costul acestora era deja de două ori mai mare, deoarece Porsche le cumpăra activ. Rezultatele financiare ale lui Volkswagen nu s-au schimbat deloc în acest timp. În acel moment,
toată lumea aproape că și-a dat seama ce se întâmplă, care este strategia. De aceea, în această poveste, s-au alăturat băncile, investitorii privați și fondurile speculative, care toți au început să cumpere acțiuni. În acel moment, piața financiară era împărțită în două. O jumătate crede că prețul acțiunii Volkswagen va crește mai mult, deoarece credeau că Porsche vor continua să le cumpere. Iar această jumătate era formată din bănci și fonduri speculative, care continuau să cumpere acțiuni pentru a le vinde ulterior mai scump. A doua jumătate considera că acțiunile erau supraevaluate, pentru că, fundamental, nu s-a schimbat nimic în conducerea Volkswagen și rămânea la fel de ineficient și puțin profitabil. Legea Volkswagen Law încă este valabilă și asta înseamnă că Porsche nu poate prelua controlul asupra Volkswagen. În momentul în care ea va înceta să mai cumpere acțiuni, prețul va scădea. De data ce Porsche ar fi încetat să cumpere totul pe rând, în acel moment, când cererea va scădea, atunci ar fi scăzut și prețul. Și desigur că în revistele financiare apar o grămadă de articole care spun că Volkswagen este supraapreciat și urmează o scădere iminentă. Așadar, situația din 2007 era următoarea. Puțin mai mult de o treime din acțiuni erau în mâinile Porsche. Tot cam atât erau la bănci și fonduri speculative, 20% erau în Saxonia Inferioară, iar restul erau în circulație liberă. Știu că este destul de complicat, dar vă rog, puțină atenție, deoarece mai introducem încă un jucător. Tot timpul, absolut tot timpul, când se consideră că o companie este supraevaluată și urmează ca prețul acesteia dintr-o zi în alta să se prăbușească, pe piață apar așa zisi urși. Băieții care fac bani din scăderea prețului acțiunilor. Cum funcționează? Vă explic imediat pe degete. Presupunem că avem o acțiune la Apple care acum pe piață costă aproximativ $200. Eu, băiat deștept, consider că compania este supraevaluată și urmează în viitorul apropiat să scadă prețul. Iar eu vreau să fac bani pe această scădere. Vin la tine și zic, Andrei, împrumută-mi, te rog, o acțiune de la Apple. Dacă se întâmplă ceva, spune-mi și ți-o da înapoi în orice moment. Îmi dai acea acțiune, iar eu o vând imediat cu $200, cât costă ea acum, și aștept scăderea. În următoarea zi, acțiunile scad, iar acum costă $190. Iar eu cumpăr acea acțiune la prețul respectiv, ți-o returnez și la urmă eu am $10 profit net. Datorile mele față de tine sunt încheiate, nimeni nu datorează nimic nimănui și eu am bani. O astfel de mișcare se numește short selling. Și totul sună bine dacă prețul într-adevăr ar scădea. Dar dacă după ce am vândut eu acțiunea, ea ar fi crescut la $210, iar tu îmi ceri datoria înapoi, atunci voi avea probleme. Nu pot să îți dau înapoi $200, pentru că eu am împrumutat o acțiune și trebuie să-ți dau înapoi o acțiune, iar ea costă deja $210 pe piață. De aceea eu voi fi nevoit să cumpăr de pe piață o acțiune cu $210 și practic să pierd $10 în plus. Sper că e clar ce am povestit până acum. Deci, acești urși, persoanele care fac bani din scăderea prețului acțiunilor, s-au alăturat și ei situației Volkswagen și au început să împrumute acțiuni. Și după cum li se părea tuturor situația, se aranja perfect. Și apoi a venit 2008. Criza financiară fără precedent. Un haos total. Sincronizarea perfectă. Acum vor face cu toții bani. În toate jurnalele financiare apreau articole care spuneau că acțiunea Volkswagen ar trebui să se prăbușească în curând. Un număr și mai mare de oameni au împrumutat acțiuni pentru a face short selling. Până în octombrie 2008, 12,8% din toate acțiunile Volkswagen erau implicate în short selling. Raportul obișnuit al acțiunilor în short selling, înainte de o scădere, este de 4-5%. Aici sunt 12,8%, ceea ce înseamnă că lumea se așteaptă cu adevărat la prețul acțiunilor să scadă chiar acum. Și iată cum situația a ajuns la punctul culminant. Toată lumea așteaptă scăderea. Toată piața, băncile, fondurile speculative, investitorii privați, toată lumea.
De îndată ce Porsche anunță că încetează cumpărarea acțiunilor, prețul acesteia imediat scade. Și Porsche convoacă o conferință de presă la care, sub ochii publicului, anunță că dețin deja 42,6% din acțiunile Volkswagen și au plasat opțiuni pentru încă 31%. Opțiunile nu sunt acțiuni în sine, este o intenție de a le cumpăra. Plasarea acestor opțiuni înseamnă că Porsche avea bani să facă acest lucru. Și de îndată ce apare cantitatea necesară de acțiuni, o iau. Aceasta a fost prima conferință de presă când Porsche a anunțat oficial că intenționează să preia controlul asupra Volkswagen. Și nu existau motive să nu mai încredere în Porsche, deoarece tot ce făceau ei până acum a fost cumpărarea acelor acțiuni. Și în acel moment, absolut toți cei care erau pe short selling au început să-și ia rămas bun de la familie, să-și schimbe identitatea, să fugă în altă țară unde nu-i va găsi nimeni. Imediat vă explic de ce. Iată care este situația în momentul respectiv. Porsche deținea 42,6% din acțiuni și plănuia să mai cumpere încă 31,5%. Saxonia inferioară avea 20% și o acțiune. Iar dacă Porsche cumpăra opțiunile, atunci în circulația liberă ar rămâne doar 6% din acțiuni, în timp ce urșii aveau o datorie de aproape 13%. Deci, fizic, acele acțiuni nu ajung pentru toată lumea. Și toată lumea știa că nici Porsche, nici mai ales Saxonia inferioară, nu și-ar vinde acțiunile. Și cea mai mare parte a acțiunilor împrumutate au fost împrumutate de la Porsche. Și acum atenție! Porsche a fost bucuros să împrumute acele acțiuni urșilor, deoarece știau că controlează situația. Astfel, s-a întâmplat ca o parte din urși au împrumutat acțiuni de la Porsche. În piață le vindeau tot la Porsche, pentru că până în momentul respectiv cumpărau totul. Adică, acțiunile respective nu s-au mișcat, dar creau pentru urși o datorie față de Porsche. Și acum băieții trebuia să închidă datoria, cumpărând de undeva acțiuni pentru a le returna lui Porsche. Dar le puteau cumpăra doar de la Porsche, pentru că în circulație liberă nu erau acțiuni îndeajuns pentru toți. Și asta înseamnă că Porsche putea percepe orice preț pe acțiuni și să ceară returnarea datorilor, iar urșii erau obligați să le cumpere. Și de îndată ce toată lumea a înțeles treaba asta, a început o panică. Toată lumea, de urgență, alerga să cumpere acțiuni cât mai curând posibil. Nu conta cu ce pierdere își închidea datoria, dar așa cum acțiunile fizic nu ajungeau pentru toți, prețul a mers în spațiu. În prima zi, după anunțul făcut de Porsche în timpul conferinței de presă despre intenția lor de a prelua Volkswagen, prețul acțiunilor a sărit de la 200 la 500 de dolari. A doua zi, valoarea lor a crescut la 1000 de dolari pe acțiune. În acel moment, Volkswagen a devenit pentru o zi cea mai scumpă companie din lume, fiind în fața lui ExxonMobil, care costa la acel moment 343 de miliarde de dolari, în timp ce Volkswagen, la maximul său, valora 370 de miliarde de dolari. Într-o singură zi, valoarea acțiunilor și costul companiei a crescut cu 82%, în timp ce linia de producție, cum funcționa până atunci, așa cum funcționa și în momentul respectiv, din acest punct de vedere, nu se schimbase absolut nimic. Oamenii lucrau pe linia de ansamblu și nu bănuiau că experții financiari din biroul vecin sar pe geam. Așa funcționează piețele financiare. Acțiunile cumpărate cu ceva timp, 100 de dolari, acum se vedeau cu 800, chiar 1000 de dolari pe acțiune. Și toate acestea se întâmplau doar din cauza anunțului lui Porsche că sunt gata să preia Volkswagen. Nu există cifre precise, dar după diverse estimări, Porsche în momentul respectiv a câștigat între 10 și 13 miliarde de dolari. Iar pierderile comune ale urșilor în acea zi sunt de 10 de miliarde de dolari. Șmecheria constă în faptul că o astfel de mișcare se află la mărimea legii. În SUA, toți șefii companiei ar fi fost arestați imediat
pentru asemenea manipulare. Dar în Germania nu. Era legal la momentul respectiv. Și, sincer vorbind, nimeni nu-i pasă dacă cineva încalcă ceva. Să nu uităm că era 2008. Toate piețele financiare erau roșii, iar Porsche era plin de bani. Și se pare că Porsche stă frumos la acest subiect, au amăgit tactic și frumos în întreaga lume și întreaga comunitate financiară. Puteau fi fericiți. Dar, în realitate, în ciuda profitului extraordinar, schema lui Porsche scârția din încheieturi și era momentul ideal pentru un contraatac. Un contraatac de la omul care până în acel moment nu a spus niciun cuvânt despre ce se întâmplă, deși de el depindeau multe lucruri. Acest bărbat așteaptă în umbră momentul potrivit pentru a ataca Porsche. Acest om are o reputație de lider brutal, cu sânge rece și puternic. Acel om este șeful Volkswagen, Ferdinand Karl Piech. Poate că aproape nimeni nu ar putea contrazice părerea că Ferdinand a fost unul dintre cei mai stricți și pretențioși lideri care s-a aflat vreodată în fruntea unei companii auto. Dar în ciuda acestui lucru, Ferdinand este o persoană extraordinară a lumii auto, un inginer excepțional care l-a făcut pe Ferdinand Piech singurul om căruia îi putea credința sarcina monumentală de a salva compania Volkswagen de faliment. Acum câteva capitole în urmă, glumeam că rezultatele financiare ale Volkswagen, cu câțiva ani în urmă, erau de 1,2 miliarde de euro, un profit atât de mic. Dar orice numere trebuie privite în mișcare. Dacă ne uităm la cifrele din momentul în care Ferdinand Piech prelua funcția de CEO al Volkswagen în 93, o să vă uimiți. Pentru că la vremea aceea Volkswagen pierdea 1 miliard de euro pe an. În momentul în care Ferdinand a devenit șeful companiei Volkswagen, până la faliment, mai avea doar 3 luni. După o serie de reforme, Ferdinand a salvat Volkswagen de faliment. De îndată ce compania a simțit picioarele pe pământ, Ferdinand a continuat războiul cu cheltuielile. Pe măsură ce a restabilit situația financiară, Piech, dintr-o companie mare, a început să construiască un imperiu, cumpărând absolut tot ce e posibil. De exemplu, în 2002, avem Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini. Și înainte de 2012, existau MAN, Scania și tot ce mai este în Volkswagen. Și toate acestea au fost alăturate companiei în timpul conducerii lui Piech. În 94, Ferdinand a creat un departament special, Volkswagen Financial Service. De fapt, în cadrul lui Volkswagen exista și banca proprie, care în 2008 avea 5.000 de angajați, iar valoarea totală a activelor acestei întreprinderi au fost de 60 de miliarde de euro. Un astfel de personaj stătea de partea cealaltă a baricadei vis-a-vis de cei doi tipi veseli. Și când s-a întâmplat tot acest spectacol cu Porsche și acțiunile, acest director Volkswagen stătea în liniște de parcă nu observa nimic. Cel puțin așa credeau toți. Piech înțelegea totul și aștepta momentul potrivit pentru a schimba jocul în favoarea sa, dintr-o singură mișcare și acel moment a apărut în 2008. Porsche a cumpărat acțiunile pe credit. Prima tranșă în 4,2 miliarde de euro, primele 20% din acțiunile Volkswagen, a fost făcută din bani proprii, iar restul a fost cumpărat pe împrumuturi. În 2005, absolut fiecare bancă dorea să acorde creditul lui Porsche pentru că compania era extrem de profitabilă și nimeni nu se îndoia că Porsche nu putea returna acei bani. Dar în 2008, datoria Porsche era de 11,9 miliarde de dolari, iar orice datorie, pe lângă faptul că trebuia returnată, mai era și nevoie să plătească dobânda. Și cu ce s-a memorizat anul 2008? Corect, criza mondială. Industria bancară mondială a fost serios zguduită din temelii, iar multe bănci mari au dat faliment. Toată această situație pe piață de capital strică foarte mult jocul lui Porsche. Nimeni nu se grăbea să împrumute banii lui Porsche. Deopotrivă, toată lumea dorea compania să returneze cât mai repede banii, plus în acel an vânzările Porsche au scăzut cu 27% ca și restul sectorului premium. Și acest lucru nu a adăugat stabilitate situației.
Deși noi ținem minte că Porsche a făcut niște venituri fabuloase după ce se schimba cu acțiunile între 10 și 13 miliarde de dolari, dar aici este important să înțelegem că tot acest profit este doar, de fapt, pe hârtie. Să zicem că ai cumpărat o acțiune cu 100 de dolari, după ceva timp ea costă 200 de dolari. Tehnic, pe hârtie, ai un venit de 100 de dolari. Dar cash nu. Dar cât timp ai o singură acțiune să o convertești în numerar, nu reprezintă o problemă. O vinzi și gata. Dar când ai 1000 de acțiuni, nu poți pur și simplu să vinzi totul. De îndată ce începi să vinzi în masă, prin lansarea acestora pe piață, prețul va începe să scadă și în cele din urmă acțiunile tale nu vor costa nimic. În acel moment Porsche stătea mulțumit pe o grămadă de acțiuni superapreciate și nu putea face nimic cu ele. În plus, Porsche și-a folosit toate fondurile în achiziția acțiunilor, într-un final a reușit să cumpere până la 50,8% din totalul acțiunilor Volkswagen. Noi ținem minte că Porsche era extrem de profitabilă până la criză, dar aveau relativ puțin bani liberi. Deci bani nu sunt, dar datoriile trebuiesc întoarse, sună a final tragic. Porsche avea datorii la 15 bănci, iar directorul financiar Holger Harter a încercat să-și reorganizeze datoria și să obțină un alt împrumut pentru a acoperi procentele de credit și a câștigat ceva timp până trece criza. Dar băncile așteptau și nu-și dădeau acordul. Însă, cu o zi înainte de stingerea datorilor, Holger Harter a reușit să convingă băncile să le acorde împrumuturi suplimentare. Și făcând asta, el a trebuit să ascundă datoriile reale ale companiei și să exagereze veniturile acesteia. Da, este ilegal, dar când compania se află la un pas de faliment, directorul financiar nu-i rămâne altceva decât să trișeze. Tot ce a reușit să obțină de la bănci în acel moment este un împrumut de 11,2 miliarde de dolari care acopereau problemele actuale a lui Porsche, dar a fost dată cu condiția că 4,4 miliarde de dolari vor fi returnați în jumătate de an. Dar după cum putem vedea din rapoarte, veniturile totale ale Porsche în perioada 2008-2009 au fost de 4,6 miliarde. Să găsești 4,4 miliarde de dolari în jumătate de an este aproape imposibil. Singura salvare pe care o puteau prevedea Wedeking și Harter era anularea legii Volkswagen Law și eliminarea Saxoniei Inferioare din Consiliu. Dacă legea ar fi fost anulată, atunci Porsche, în calitate de singur acționar cu acțiuni mai mult de 25%, ar fi putut face orice cu compania. Și Volkswagen avea 12 miliarde de dolari în conturi pentru zile negre și Porsche ar fi putut face cu banii aia orice ca să-și rezolve problemele. Dar în ciuda presiunii din partea acestora, guvernul german nu a anulat legea. Ei doar stăteau și urmăreau situația și de asemenea guvernul a respins cererea Porsche de a fi amânată plățile. Tehnic, la acel moment, Porsche se afla în prag de prăbușire. Toată lumea știa asta, iar reputația financiară a lui Porsche a fost distrusă cu o grămadă de articole de genul Porsche a mușcat mai mult decât poate să înghită. Și exact în acest moment îl aștepta Pich. El când s-a ridicat de pe scaunul său imperial și a început să-i critique cu voce tare pe Wedeking pentru conducerea incapabilă și a spus că este doar vina lui pentru gaura financiară în care se afla Porsche. În același timp a spus că Porsche va primi bani de la Volkswagen cu limită. În acel moment, Porsche era principalul acționar Volkswagen și primea dividende. Însă Pich a decis să întârzie plata acestora, deoarece și lui era profitabil. Plus că el înțelegea că singura salvare pentru Porsche erau banii de pe conturile Volkswagen, iar fără permisiunea lui, nu i-ar primi. Și în acest moment, când conducerea Porsche se rugau băncilor pentru amânarea plății, Pich și-a băut cafeaua. A participat la acele întâlniri și știa că are toți ași în mânecă. Cu toate metodele posibile, elimina orice soluție pe care o putea avea Porsche pentru a rămâne el, singura formă de salvare de la faliment. Holger Harter, într-un final, a reușit să-i convingă pe bănci să tragă puțin timp, însă problema principală nu era rezolvată și Porsche tot nu avea bani. Pich a așteptat momentul când Porsche rămase într-un final fără nicio soluție.
la un timp, Pich și-a dat garanția financiară personală că se va ocupa de datorile Porsche și a convins toate băncile să aibă răbdare, să aștepte și să nu dea în judecată pe nimeni până ce nu a falimentat compania. Și toți au acceptat, pentru că Pich stătea pe un sac uriaș de bani. Astfel, după ce au luat 1 miliard de la Volkswagen, Porsche avea datorii și față de acestea. Iar în 2009, prin indicațiile lui Pich, Wedeking și Harter, și-au dat demisia. Prin această mișcare, Pich a demonstrat că, deși băieții au reușit să scoată compania din criză, nu erau pregătiți pentru un joc atât de mare. Desigur, Pich nu a dat banii doar din bunătatea inimii sale, ce făcea el tot timpul după ce a scos Volkswagen din criză. Cumpăra diverse marci auto și pe Porsche o aștepta aceeași soartă. Consiliul de conducere al Porsche încerca în fel și chip să facă ceva, dar în zadar. Fălcile vânătorului se închideau deja și orice încercare de a se libera arătau ca niște convulsii. Porsche avea atât de multe datorii încât avea o singură alegere: să nu se scufunde și să se predea lui Volkswagen. Și în toamna anului 2009, Volkswagen cumpăra compania Porsche pentru 11,3 miliarde de dolari, cu tot cu datorile acestora. Pich a reușit să facă lucru cel mai principal: să adauge Porsche la imperiul său, deși în urmă cu un an Porsche credea că ar putea prelua conducerea unui asemenea gigant. Și se pare, într-adevăr, Porsche a mușcat mai mult decât ar fi putut înghiți.